și lovitură liberă pe care o bate Florentin Petre, șut bun de la distanță și ratare imensă a lui Ștefan Grigori. Domocoș pierde la același naidin și o pasă bună la adâncime pentru Claudiu Niculescu. Claudiu Niculescu ratează a doua întâlnire cu mingea. Dăciulescu vine și încearcă să ia prin planul. Vlad Munteanu găsește o pasă în centru pentru Tameș. Se mută jocul în dreapta la Pereni. Acesta avansează și pregătește șutul care nu e rău deloc. Respinge Popa. Dăciulescu se vine. McCain. Și iată un contraatac, 2 contra 1. Caramarin îl are față pe Alistar. Trece Caramarin. Caramarin la minge. Caramarin! Gol! Contraatacat periculos Bancari. Sunt în superioritate numerică. Baldovin refuză însă să atace. Iată-l pe Pan. Pan trage Pan. Oh! Dinam!